Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Sunt Vlad Mandan și în următoarele minute vă invit să vizionați dezbaterile electorale în cadrul postului de televiziune Accent TV. Astăzi, invitații în studio sunt Oazu Nantoi, reprezentant PAS. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și domnul Grigore Novac, reprezentant al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Stimați telespectatori, dragi invitați, vă reamintesc că această dezbatere electorală se va desfășura în trei etape. În prima etapă, care conține 7 minute, va fi o serie de întrebări din partea prezentatorului pentru fiecare reprezentant prezent în studio. La cea de-a doua etapă, de asemenea, în 7 minute, vor avea posibilitatea să acorde întrebări unui celuilalt și la final, într-un minut, va fi prezentat un apel către dumneavoastră, stimați alegători. Pentru început, aș vrea primele întrebări, de fapt, să le acordăm domnului Nantoi. Domnule Nantoi, aveți 7 minute, aveți setul de întrebări pe care urmează să răspundeți. Spuneți-ne, vă rog, în ultimul timp foarte mult s-a discutat despre faptul că vor fi scoase de sub control instituțiile statului. Mă refer la acțiunile pe care le va întreprinde viitorul președinte. Cum? Precizare. Da. De sub controlul politic ilegal. Da, așa, da. Ce propune doamna Sandu în cazul în care ajunge președintele Republicii Moldova? Cum va face acest lucru? Vă rog. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și vreau să vă transmit, stimați telespectatori, mulțumiri celor care au votat pentru doamna Maia Sandu. Maia Sandu face o campanie electorală bazată pe voluntariat, pe efortul dezinteresat al cetățenilor Republicii Moldova, care vor să rupă țara din captivitate, vor ca președintele ales să lupte cu corupția, vor să-și trăiască cu demnitate viața la ei acasă. Maia Sandu este un personalitate care, fiind ministru educației, a demonstrat că se poate lupta cu corupția. Maia Sandu va lupta pentru ca procurorul general să fie o personalitate independentă și procuratura generală să fie scoasă de sub controlul politic, inadmisibil acest lucru. Maia Sandu va promova judecători onești în funcție și se va opune oricăror tentative, deci de a promova persoane cu dubioase. Maia Sandu va apela la susținerea poporului atunci când va vedea că cineva, fie în Parlament, fie în Guvern, pune la cale niște proiecte de decizii care au la bază interese meschine și corupție, care a devenit un cancer al societății noastre. Și principalul, Maia Sandu va fi președintele poporului care va pregăti schimbarea clasei politice la alegerile parlamentare din 2018. Care vor fi primele acțiuni întreprinse de doamna Sandu în calitate de viitor președinte a Republicii Moldova? Va dizolva Parlamentul? Ce va întreprinde dumneavoastră? Maia Sandu respectă Constituția și noi, care facem parte din echipa doamnei Maia Sandu, dorim ca toate evenimentele politice în Republica Moldova să se desfășoare pe o cale pașnică, constituțională, și noi nu acceptăm populismul politic. Președintele nu poate dizolva Parlamentul, noi știm acest lucru foarte bine. Alta este că doamna Maia Sandu trebuie să-și formeze o echipă bazată pe meritocrație. Eu am avut posibilitatea, de exemplu, să discut cu echipa domnului Timofti în calitate de expert în conflictul transnistrian și am constatat cu regret că mesajul meu n-a fost perceput nici de domnul președinte, nici cu atât mai mult de echipa domnului președinte. Se cere o echipă de oameni competenți, cu studii, cu relații în toată lumea, pentru ca această echipă să promoveze în frunte cu doamna Maia Sandu o politică externă echilibrată, să terminăm cu această demagogie, că cineva târâie Moldova într-o direcție, altul în altă direcție, și în baza această echipă trebuie să pornească să asigure activitatea președintelui țării. Ferește că prioritatea priorităților este ruperea statului din captivitate și combaterea corupției. Această echipă va monitoriza toate actele, proiectele de acte legislative. Președintele țării va lua atitudine și decretele care vor fi semnate vor aduce, deci, în funcții concrete acele persoane care vor fi de partea poporului, care nu vor fi corupte, care nu vor accepta controlul politic și care vor
contribui la schimbarea stărilor de spirit în societatea noastră, deoarece nu poate trăi această țară cu atâta deznădejde cu tineretul care fuge din țară. Ana Guțu spunea și chiar a notat și prin intermediul rețelilor de socializare că Plahotniuc i-a pavat Maiei Sandu drumul spre prezidențiale, citat încheiat. Cum comentați acest lucru? Internetul este și o sursă de informație și o mare pacoste. Acolo poți găsi orice dorești. Și fantezia unor concetățeni nu are limite. Doamna Maia Sandu este singurul candidat de care se teme domnul Plahotniuc. Doamna Maia Sandu este singurul președinte al țării care va lupta pentru demontarea sistemului statului captiv. Și faptul că domnul Plahotniuc a fost nevoit să-l retragă pe domnul Marian Lupu, fără ca să se consulte măcar cu Partidul Democrat, vorbește că această construcție creată de domnul Plahotniuc, bazată pe lașitate și corupție, a început să se ruineze. La 13 noiembrie trebuie să facem încă un pas, să votăm masiv pe doamna Maia Sandu și atunci Republica Moldova va avea șanse să fie o țară a cetățenilor. Spuneți-ne, vă rog, de ce nu a fost semnat acordul anti-Plahotniuc? De ce e că acest acord este o hârtie stricată, nici nu-i măcar hârtie igienică, e o farsă politică de 5 bănuți, nu merită, mergem mai departe. Republica Moldova urmează să devină membru NATO? Sigur că nu, întrebarea trebuie să mă prezinte pe mine într-o culoare defavorabilă în raport cu oponentul meu. Moldova este o țară captivă care are probleme grave și tot așa cum... Deci NATO este un club al țărilor democratice, noi acolo nu avem ce căuta și deci problemele Moldovei, prioritățile Moldovei sunt rezolvarea problemelor cetățenilor, dar nu NATO. Alta este că eu vreau să spun că NATO este acea structură care scapă copiii din Moldova de boli incurabile și pe cetățenii Moldovei, deoarece din banii NATO sunt finanțate proiectele de evacuare a deșeurilor chimice, pesticidele, deci moștenite din trecutul sovietic, și aceasta se face din banii NATO. NATO nu are baze militare pe teritoriul public Moldova și nimeni nu pune problema ca Moldova să adere la NATO. Moldova este o țară neutră și trebuie să devină o țară reală, fără prezența trupelor străine pe teritoriul său. Domnule Nantoi, care sunt sursele de finanțare a Partidului Acțiune și Solidaritate? Pur simbolic, voluntariat. Chiar ieri am participat la o ședință, nu am să vă anunț sumele care acolo sau care au răsunat. Deci, campania electorală se bazează pe voluntariat pur, pe finanțare absolut transparentă din partea cetățenilor de rând ai Republicii Moldova. Care va fi vectorul politicii externe? Eu deja am spus, terminăm cu vectorul. Asta e un joc moldovenesc lipsit de sens. Noi trebuie să facem așa ca hoții să ajungă la pușcărie, fără niciun fel de vector. Ca cetățeanii să creadă în funcționalitatea statului. Ca să terminăm cu corupția, cu exodul tinerilor, ca bătrânii să aibă posibilitatea să-și vadă copiii și nepoții muncind lângă ei, dar nu fugind în alte țări. Asta este prioritatea, dar vectorul ăsta e o demagogie care deci, a obosit toată lumea și Maia Sandu nu se joacă de vectori. Hoții trebuie să ajungă la pușcărie. Cum vom debloca relația cu Fondul Monetar Internațional? Fondul Monetar Internațional a formulat niște condiții foarte concrete și trebuie să constatăm cu regret că situația în Republica Moldova a degradat atât de mult încât eu am dubii că această guvernare va reuși anul acesta să se restabilească. Eu nu mă bucur de acest lucru, deoarece eu sunt cetățenul acestei țări și n-am alte surse de venituri decât cele legale. Deci pensia mea și salariul când îl am. Dar sigur că trebuie de făcut ordine în sistem bancar, combaterea corupției. Atunci cele 7 minute au expirat. Domnule Novac, acum setul de întrebări pentru dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, reforma justiției este una reală sau mimată? Pentru că chiar astăzi am fost martori sau am fost informați prin în intermediul diferitor mijloace că s-a întâmplat lucruri interesante și la vamă. Bună seara, stimați telespectatori. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați invitat la aceste dezbateri. La fel aș dori să mulțumesc tuturor cetățenilor Republica Moldova care în data de 30 nu au stat acasă și au ieșit la vot, au ieșit masiv.
Țin să le mulțumesc celor care au acordat susținere candidatului Igor Dodon. Acum aș vrea doar câteva cuvinte să le spun telespectatorilor cât de credibil este domnul Oazu Nantoi. Chiar azi eu am făcut așa ceva nou, am aflat și pentru mine. Sper, cât de sincer a fost. Sper că soția mea nu ne ascultă. Nu, vă rog. Deja, eu cred că soția știe toate basmele dumneavoastră. Deci, stimați telespectatori, eu nu știu cât de credibil poate fi Oazu Nantoi, dar dumnealui este cel care în anul 1990 a făcut parte din Frontul Popular. Din 13 octombrie 89, precizare. N-am fost membru Partidului Comunist. Fie și așa, a fost și persoană de încredere a lui Pietru Buburuz. Anul 1996 a făcut... creștinismul. Domnule Novac, vreau să reamintesc regulile acestei dezbateri. După expirarea celor 7 minute, avem cea de-a doua rundă unde vom interacționa. Acum îl ascultăm pe domnul Novac. Gândul, în anul 1996, dumnealui lansează alt proiect, proiectul Partidului Social Democrat. Pe urmă, în cadrul acestui proiect, la prezidențiale, l-a susținut Petru Lucinski. Ce a făcut domnul Lucinski, ține minte cu toții și la ce... Și tot atunci, în acea perioadă, apropo, dumnealui ne convingea că ia că tăl viitorul luminos e aici aproape. Mai departe, în anul 2004 vinde acest proiect PSD-ul lui domnul Eduard Mușuc, care, sper eu că este și până în ziua de azi, n-am auzit să fie careva modificări. După vinderea acestui proiect, dumnealui foarte hotărât, sare cu parașuta foarte hotărât pentru Filat. Și spunea că Filat e într-o chipare a lui Dumnezeu pe pământ. Pe urmă, 2009, aderă la Partidul Democrat din Moldova și face campanie pentru Lupu și Plahotniuc. Și ne convingea iarăși pe toți, deja ăștia sunt cei mai buni. Anul 2015, dumnealui aderă la acel proiect, Partidul Popular European din Moldova, lui Iurie Leancă, făcea campanie pentru Leancă și ne spunea că ia ca tot scăparea în Leancă. Tot în 2015, în cadrul acestui proiect, face coaliție în cadrul Consiliului Municipal Chișinău cu Chirtoacă și Partidul Liberal. Ce a fost mai departe am văzut, slavă Domnului că la un moment dat sunt și lucruri pozitive, am înțeles că acest, să zic așa, metaforic michiduță de la Coloniță care a distrus acest oraș, nu este chiar atât de bun. Și s-a dat la o parte. Of, Doamne, știa că în 2016 am mai făcut una. Deja Leancă-i rău, Sandu-i bună. E că acum are, cât aveți, o săptămână de zile, domnul Nantoi, când ați părăsit acest proiect. Deci, e că cât de credibil este, dumnealui altceva. Acum, revenind la reforma justiției, eu nu știu de ce la noi, dacă e un scrutin electoral, Doamne ferește, să mai apucă de lucru. Dar lucrează de ies fum. Doar că eu nu am văzut niciodată continuitate. Când avem rețineri pe la vamă, cu tam-tam, și a mai fost săptămâna trecută iarăși un spectacol de prost gust la Inspectoratul Național de Patrulare. Până la asta am mai avut și cu judecătorii. Însă au mai fost și până. Dar eu nu am văzut sentințe. Ori, când se dorește, îi găsesc din pământ. Aici poți vorbi, să aducem exemple de care vrei. Pe Filat, pe Platon, tocmai din Kiev l-au adus. Și într-un termen record au emis mandat de arest, știm de 24 de ore și l-au și găsit. Și o mai durat ceva procedură de extradare. Și plasat în izolator. Dar noi nu am văzut rechini mari din cadrul sistemului ca să fie plasați în arest. Adică, în opinia mea, tot ce se face acum este nu altceva decât o mimare a reformei justiției. Ori noi avem pe ultima sută de metri, trebuie să mai semneze și acel acord de împrumut cu femeiul, care trebuia să fie până la data de 30, acum a spus că în primele zile a lunii noiembrie, 7, dacă nu greșească, 8, acolo, ei, cel puțin așa este preconizat. Și uite că domnile lor vreau să arate tuturor, inclusiv și nouă, că uite că noi ne-am apucat de lucru. Nici pe departe nu este așa.
PCRM astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, a anunțat că nu-l susține pe domnul Dodon în cel de-al doilea tur de scrutin. Cum se explică acest lucru? Pentru că domnul Dodon anterior îndemna cel puțin electoratul de stânga pentru o unire. Da, este adevărat. Luni, în cadrul unei conferințe de presă, candidatul nostru Igor Dodon a propus consolidarea tuturor forțelor pentru a da lovitura de grație în turul 2 de scrutin. A făcut, evident, apel către toate forțele sănătoase, opoziția care, eu nu știu, domnul Voronin pretinde că e opoziție, eu așa și n-am mai înțeles, că ba el e în opoziție, ba nu e în opoziție. Și opoziția extraparlamentară, fac aici referire. Faptul că domnul Voronin aruncă astfel de declarații, în opinia mea, nechipzuite, negândite, ori aceste declarații nu fac altceva decât stoarne apă la moară contra candidatului nostru. Am văzut acest scrutin care l-am avut duminică, cum am mai spus duminică seara, tot aici în studioul dumneavoastră, nu au fost înregistrate încălcări așa masive cum au fost la scrutinile precedente. Probabil că nu au participat candidații de bază actuale guvernări și de aceea nu am avut nici... În genere a fost o campanie cam puțin stranie față de celelalte. Nu am avut nici concerte, nici tiruri cu orez și greci, nici macaroane, caloși, așa mai departe. Nu am avut. Cel puțin nu s-a văzut. Domnul Voronin dorește ca în turul 2 să mai rupă puțin din electoratul de stânga să stea acasă. Logică în acțiunile lui nu sunt absolut deloc, deoarece oricum va avea loc acest scrutin, oricum, și dacă va fi democratic și corect, ele o să fie recunoscute. Ia asta e altceva dacă vor avea loc încălcări legislației. Dar atâta timp cât are loc un scrutin în cadrul legal, nu văd o problemă. Și domnul Voronin în cazul dat nu face altceva decât jocul lui Plahotniuc și al Maia Sandu. Domnule Novac, noi vă mulțumim. Iată, au expirat și cele 7 minute rezervate pentru prima etapă. Trecem la cea de-a doua. Domnule Novac, aveți posibilitatea să acordați întrebări domnului Nantoi. Iar domnul Nantoi, puteți aduce și contraargumentele. 7 minute non-stop, unul, pe urmă 7 minute non-stop, altul. Acordă întrebări domnul Novac pentru dumneavoastră 7 minute, okay, după aceea. Schimbăm cu rolul. Puteți începe cu replica pe care o aveți, o aduce. Da, nu. Faptul că domnul Novac s-a învățat de la domnul Dodon să spună minciuni că gogonate, el privește. Deci, dar ce minciuni gogonate? Ce nu e adevărat aici? Cât am vândut partidul? Din ce am spus? Cât am vândut partidul? Am vândut partidul? Să vă dau cifre aici? Da, dați cifre, dați cifre. Asta faceți pușcării, faceți... m-ați declarat. Da, da. Domnule Novac, și ați uitat să adăugați că Bogdan Țârde, care vă slujește, tot a fost în Partidul Social-Democrat. Dar el ați făcut cadou sau ce? Nu. Lui Mușoc. I-ați făcut cadou? Nu. Păi ați confirmat, înseamnă că l-ați vândut. Domnule Novac, întrebările dumneavoastră către domnul Nantoi. Așa este. Deci, spuneți, vă rog, câte școli a optimizat, a redus, ori a închis doamna Maia Sandu, având mandatul de ministru în cadrul Ministerului Învățământului. Vă rog. În toate guvernele. Da. Nota 2, domnul deputat, deoarece știți foarte bine că decizia privind optimizările școlilor se adoptă de autoritatea publică locală. Și finanțarea de unde vine? Asta, invocați niște baliverne pe care le-ați preluat de la holdingul lui Plahotniuc. Nu le-am mai și încă Marian Lupu era în cursă electorală când Dulei, domnul Dodon, o atacau pe Maia Sandu. Deoarece Maia Sandu este candidatul de care se teme domnul Dodon și de care se teme domnul Plahotniuc. Și felicitările, vorbiți de parcă de pe sticlă pe publică, v-am spus. Nu vorbiți de publică, voi ședeți și dormiți în studioul la publică, domnul Nantoi, când îi lingeți papucii lui Plahotniuc acolo toți, grămăjioară. Nu, voi ne simțiți, vă ați închis 250 de școli. Da? 250 de școli și copiii în ziua de azi sunt nevoiți să meargă pe ploaie, pe glod, zăpadă și așa mai departe în satele vecine. Ați făcut-o și cu autobusele școlare. Da? Acum okay. Știți aici și
spuneți Brașoavei. Poate o întrebare. Mergeți în sate la oameni și să le spuneți asta. O întrebare. Stimați telespectatori, eu nu înțeleg. Domnul Dodon este magician sau este mincinos? Este declarația de avere a domnului Dodon și este declarația de avere a candidatului Igor Dodon. Aici căsuța modestă are 162 de metri pătrați. Aici casa are 422 de metri pătrați. La aceeași adresă ce se întâmplă? Domnul Dodon minte? Nu, asta dumneavoastră trebuie să știți că metri pătrați ai casei, asta e una, dar lotul este altceva. Dar nu puteți face diferență. Păi doctorul în economie, Igor Dodon... Asta când le desenați acolo în oficiul la Pacatniuc, trebuie să știți. Asta e tras de pe site-ul Parlamentului. Care site? Site Parlamentului. Așa, dar și a doua de unde ați tras-o? De pe site-ul cecului. Ei, și vorbiți. O da. Așa, o da. Când le desenați acolo la voi, în cușca asta, de unde sunteți la plecare. Domnul este un mincinos care ascunde veniturile. Nu ascunde. Asta când... Domnul Novac, ajutați-ne și pe noi și regia ca să cronometrăm acest timp, ca să fie egal, ca să nu avem tot felul de probleme. Întrebările pentru domnul Nantoi. El încă la prima nu răspuns. Întrebările pentru domnul Nantoi, după aceea ne schimbăm locul. Nota 2. Ați închis școlile. Decizia cu privire la optimizarea școlilor. Cauză penală pornită administrație publică locală. Este pornită cauză penală pe numele Bine. La gospodina asta voastră. La achiziționarea camerelor la BAC, dar tot noi. Domnul Novac, ați spus despre justiția moldovenească. Vă contraziceți. Acum. Întrebarea mea este următoarea. Pe cine contrazicem? Avem 7 întrebări. Este cauză penală sau nu? Nu, justiția este în Moldova. Nu, eu stați-o legat. Nu mă răspunzi cu întrebare. Poate el înșor. Poate el înșor cu autodenunțul lui. Este modelul. Domnilor invitați, eu vă îndemn ca să ne respectăm reciproc. Pentru că cum să ne respectăm reciproc dacă dumneavoastră nu are 7 ani de casă? Să putem și cronometra timpul. Vă rog, din suflet. Domnule Novac, întrebare. La un post de televiziune acum anul de mult, apropo, iarăși sunteți un mincinos și vă spun că ați ieșit în calitate de ce? De persoană de încredere Maia Sandu? Nici măcar nu sunteți înregistrați la CEC. Eu persoană care susține. Care persoană sunteți care susține? Care l-a susținut și Sandu și Lupu? Întrebarea este, în cadrul unei emisiuni, dumnealui a declarat și dau o citire. Într-un stat de drept, responsabilitatea oare Banca Națională Moldovei, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Parlamentul, guvernul care și-a asumat responsabilitatea. Vorbea despre furtul miliardului. Apoi că domnul Nantoi, când s-a furat miliardul ăsta, ca să știți, Sfânta Maia, cum îi spuneți dumneavoastră, nu i-a tremurat mâna deloc să ridice mâna în sus și să voteze. Și a fost prins cu minciuna indirect. Vă rog, domnule. A participat la cealaltă ședință și a votat scoaterea banilor de la Banca Națională și transferarea în 3 bănci cu probleme. Știți stenograma guvernului? Să ascultăm răspunsul. Ok. Domnul Novac nu mi-a răspuns cum de domnul Dodon. Eu știu că sunt femei gonflabile, dar căsuțe gonflabile, iată, de la domnul Dodon este așa o căsuță. Aveți ștangent cu femeile gonflabile? Nu, eu știu, din literatură. Din literatură. Din literatură. În ceea ce privește furtul din sistemul bancar. Stimate sau nestimate, domnule deputat, știți foarte bine că furtul bancar s-a realizat cu cârdășia structurilor care le-ați menționat, că deciziile privind furtul, nu transferul de la Banca Națională la aceste 3 bănci, ci furtul s-a realizat cu complicitatea celor care i-au menționat, la decizia celor care au subminat statul de drept și au împărțit între ei structurile de stat, controlul, inclusiv cineva a cumpărat Procuratura Generală, etc. Guvernul a adoptat decizia de salvare, de colaps a sistemului bancar pentru ca aici de al de mine pensionari să nu rămânem în drum cu mâna întinsă, atât. Dar furtul secolului nu este investigat până în prezent, deoarece până în prezent... De ce a votat domnul scoate Plahadniuc, banii? Nu, deci banii au fost scoși, nu vă prefaceți mai altfel decât sunteți. Eu participat la ședința de guvern. Poftim! Nu. Da, eu înțeleg că vreți să manipulați telespectatorii. Banii au fost furați din sistemul bancar. Acel furt nu este investigat până în prezent, deoarece statul este captiv și atâta timp cât Maia Sandu nu va deveni președinte, acest furt nu va fi investigat și miliardul nu va fi întors. 2 ani au trecut.
Până în prezent nimeni n-a întors acești bani. Firma Kroll, firma Kroll, o altă acoperire. Kroll-ul de acord, că nu poate nicio brânză. Și de ce nu trișați și nu confundați, mai când am spus? Una este acoperirea golului în sistemul bancar. Da, Banca Națională trebuia să controleze cum acești bani vor fi gestionați. Banca Națională nu a făcut acest lucru. Dar să o faceți pe Ministerul Educației, Ministrul Educației de responsabil de furtul secolului. Dar a votat pentru asta. În situație când Plăhătniuc, Filat și Ghimcu... A votat pentru asta? Nu, pentru ce? Cum pentru ce? Pentru... Pentru transferarea banilor de la bancă. Nu. Nu pentru furt o votat, stimate domn sau nestimate domn. Nu respectați propriile legători. Îi manipulați, îi mințiți. Noi mințim. Maia Sandu a declarat că eu aflat despre acest furt din sistemul bancar în luna noiembrie 2014. Așa-i? Așa-i. Despre acest furt știa Banca Națională, Centrul Național al Corupției. Aici clar că știu. Clar că știu. Clar. Da, ministrul culturii tot știa. Tot știu. Da? Tot știu. De atât că noi socialiști am fost acei care am protestat în fața Băncii Naționale, în fața Procuratura Generală, în fața Centrului Național al Corupției, încă în luna septembrie. Bravo, vă. Ion Ceban, în Parlament, la tribuna centrală a Parlamentului, a spus, încă în luna octombrie 2013, oameni buni, trec lucruri necurate în sistemul bancar. Dar Maia Sandu face moartă în păpușoi că nu știe. Vă rog. Spuneți-mi, vă rog, domnul Novac, în cazul dacă domnul Dodon... Nu, avem încă 3 minute. Da. Vroiam, zic, să răspundeți pentru acuzațiile pe care nu poate să răspundă că el știe. Nu, dumnealui substituie lucrurile. Deci una este decizia privind banii, trecerea de la Banca Națională în băncile cu probleme și alta este că furtul a fost din bănci, din acele 3 bănci, a fost realizat cu complicitatea. Deci, dați-mi voie să formulez măcar o întrebare. Hai. Domnul Novac, stați o leacă, domnul Nantoi, mai are 3 doamna minute. Sandu deja fură din băncile și ele. Și întrebarea făcut o emisie suplimentară. Da, nu vă spărați, dar Banca Națională, CNA, SIS-ul, președintele... De ce noi să-ți spună că-ți fură? De ce au votat pentru asta? Domnul Novac, întrebarea scurtă, pentru că riscăm să fim penalizați de către CCA. Deci fii penalizați. Vă rog, eu nu pot întrebarea. Să formulez întrebare. Întrebarea pentru domnul Nantoi, scurt, la temă. Scurt? Mai aveți 3 minute pentru întrebări, după aceea domnul Nantoi va acorda întrebări. Concesionarea aeroportului tot nu a avut tangență, scurt. Da, nu, vă rog. Tangență. Uite, nici nu se roșește. Cum nu a avut, domnule, o participat la ședința guvernului când a fost concesionat? Acolo o persoană unică a votat împotrivă și asta a fost fostul bașcan al Găgăuziei, domnul Formuzal, care a formulat foarte clar, domnilor, știți ce facem acum? Și el a spus că el se abține de la vot. Maia Sandu a votat și cum a votat? Știe ce face concesionarea aeroportului? Concesionarea aeroportului a fost prezentată premeditat eronat la ședința guvernului, studiat stenograma, da. Și aceasta este răspunsul meu. Membrii guvernului care n-au fost la cal, n-au fost adică la curent. Sandu nu știe pentru ce votează. Domnul Novac, eu vă rog din suflet. Doamna Sandu a votat pentru altceva, pentru ceea ce a prezentat domnul Lazar, reprezentantul Partidului Democrat. Faptul că în realitate s-a mers pe altă cale, asta nu e responsabilitatea doamnei Maia Sandu. Așa că haideți să fim corecți. Întrebare, scurt. Scurt, asta o să fie replică. Doamna Sandu a votat, știa pentru ce votează, că s-a pus la vot proiectul acela. Și este și material video probatoriu. Cum este și cu miliardul, cum este și cu concesionarea aeroportului, tot absolut. Este stenogramă. Și este și stenograma, așa, care a apărut apropo în presă. Eu am spus ceea ce am spus. Membrilor guvernului s-a prezentat un raport eronat, premeditat, și asta este o cauză penală care trebuie să fie investigată. Dar aici nu trebuie să facem pe doamna Maia Sandu responsabil de această prezentare eronată. Încă 2 minute. Aveți posibilitatea să acordați întrebări. Spuneți. Apropo, totuși, de ce n-a semnat doamna Maia Sandu acel angajament politic, având în vedere că el nu era pe blancul Partidului Socialiștilor, nu era, nu pretindea nimeni că este ideea socialiștilor. Am spus, eu am fost personal, că vreau să fac o introducere ca să fie clar. Am mers eu personal cu colegii mei acolo la sediu, la pasul ăsta al dumneavoastră. Și eu nu sunt membru PAS. Până când nu sunteți, că numai unii n-ați fost. Dumneiei
nici nu era un oficiu, cu toate că știam că să fim. Ceilalți au grosul și așa mai departe, categoric au refuzat în genere. Spunea că este unul de alternativă acolo, nu și un contract cu nu știu cine. Scurt, domnul Novac. În contractul cel al vostru nu e nimic despre Plahotniuc, dar un era stipulat clar că nu o să facă coaliție cu Plahotniuc, a refuzat categoric să semneze. Domnul Antoi. În anul 2009, mulți țipălei strigau, votați-ne pe noi și Voronin ajunge la pușcărie. Acum alți, pe urmă au ajuns la Treucă și s-au liniștit. Acum alți țipălei promit să lupte cu oligarhii. Doamna Maia Sandu nu semnează, doamna Maia Sandu nu semnează niciun acord cu domnul Dodon, fiind perfect conștientă la oaltă cu toată lumea că domnul Dodon este candidatul confortabil pentru domnul Plahotniuc și că membrii Partidului Democrat și aparatului administrativ, în realitate, în teritoriu, după retragerea lui Marian Lupu, lucrează pentru domnul Dodon. Felicitări! Domnule Novac, întrebări. Mai aveți o minută, nu, asta, 20. Asta cât în erușinare trebuie să ai. Eu înțeleg că dumneavoastră, dumneavoastră sunteți cu CV-ul ăsta bogat de traseism politic dintr-o parte în altul și de, mă scuzați de expresie, cu curvismul ăsta politic, de-am v-ați deprins să spuneți minciuni. Întrebarea. Că, întrebarea. E ca Maia Sandu îmblă la deala Vale cu chipurile. Nu vă amintești nici că dosarul, ea are un dosar, nu știu care. Noi dosarul ăsta ține minte când bla filat care dosarul cu comuniștii și nu știu ce. Și e că când s-au apucat și așa la de furat, apropo că pentru telespectatori, Sandu a făcut parte și este creatura PLDM, este același stejar în fustă. Întrebarea. Întrebarea este, fiind în toate guvernele Filat, Leancă, Gaburici, aici nu, nimic n-are de spus. Doamna Maia Sandu promova reforma și lupta cu corupția în sectorul educațional, un lucru apreciat de cetățenii Republicii Moldova. Punct. Încă 40 de secunde aveți. Vota cu dânsa, vota dumneavoastră n-aveți idee vânzarea aeroportului, miliardul, școlile închide, așa a luptat cu corupția. A ieșit vreodată să spună că domnilor se fură. Domnul Novac. Odată, măcar a ieșit? Ascultă mai are dumnealui 40 de secunde după aceea. Întrebarea scurt. A ieșit vreodată să spună că, uite, se fură acolo, 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 acolo. A ieșit ori nu? Vă rog. Nu confundați pe doamna Maia Sandu cu Sergiu Mocanu sau cu altcineva. Nu așa se luptă cu corupția. Să știți foarte bine. Da, Maia Sandu va deveni președinte și atunci veți vedea ce înseamnă lupta cu corupția. Încă 50 de secunde, încă o întrebare. Întrebarea. Și o să insist. Când a ieșit doamna Maia Sandu să spună tuturor cetățenilor Republicii Moldova să bată alarma, să fură. Și ea ca eu, când am știut, e pretinde că e economist, e ce nu știa, ce votează sau ce? Domnul Antoi. Doamna Maia Sandu răspundea de sistemul educațional. Doamna Maia Sandu nu a votat niciun furt. Știți foarte bine acest lucru. Apropo, ca și domnul Dodon, care nu știe care e suprafața căsuței lui, domnul Dodon. Acum discutăm de Maia Sandu, concret. Nu. Păi da. E fiind economist, lucrând la World Bank, ca mare specialist, apropo, era un... Întrebare. Iar și-o spus minciune atunci că eu lăsat salariul de 10.000 de euro. Era un consultant Novac, acolo. Întrebarea. Fiind specialist, ea știa și trebuia să știe dacă ea e specialist. Ori ea nu e specialist în genere și nu se pricepe în habar n-are ce votează în domeniul economic. Doamna Maia Sandu, ori ea a votat intenționat. Răspundea de reformă în sistemul educațional și a demonstrat aici, că întrebarea... poate lupta cu corupția. Nu manipulați așa. Nu manipulați, eu răspund. Concret răspund la întrebare. Haideți să-l lăsăm să continue gândul. Doamna Maia Sandu a demonstrat că poate lupta cu corupția într-un segment concret, neavând suport politic. Doamna Maia Sandu, fiind președinte, va demonstra că corupția poate fi învinsă în această țară. Da, până am fost parte din corupție, am udeam să lupte cu dânsa. Mai aveți 15 secunde. Da, pentru ce? Eu vreau să formulez întrebări. Da. Domnule Novac, să-i răspund întrebări. Domnule Novac, avem seria de întrebări din partea domnului Nantoi. Avem 7 minute la dispoziție pentru a răspunde la acestea. Vă rog, domnule Nantoi, setul de întrebări pentru domnul Novac. Prima întrebare. Vă rog. În intervalul de timp 2009-2014, Uniunea Europeană a acordat Moldovei 824 de milioane de euro pentru 279 de proiecte. Câți bani a acordat Rusia Republicii Moldova din 91 încoace? Vă rog, domnule Novac.
Doar de concretizare, 824 milioane de euro pentru 279 de proiecte? Nu, 824 milioane de euro pentru 279 de proiecte realizate de la Nord. Păi eu ce am spus? Așa. Da. Domnule. Și acum spuneți... Câți bani a acordat Rusia pe durata existenței Republicii Moldova? Vă răspund, ascultați o secundă. Rusia a deschis mai multe întreprinderi aici, dar din 2009 încoace, iactei, gospodarii ăștia voștri, inclusiv mulțumită și dumneavoastră, masiv investitorii străini fug din Republica Moldova. De ce fug? De atâta care că voi... Care întreprinderi, stimați, domnule? Voi acela, iactei, cel care săreți cu parașuta și spuneți că hotărât filat... A pe așa la sunaș, puneți post fiscalul așa la... Noi ținem minte scandalul și cu Draxel Maieru, ori nu țineți minte. Acum... Nu, n-ați răspuns la întrebare. Mai departe. Cifra, câți bani a investit Rusia în Republica Moldova? Stați o leacă, nu săriți ca... De pe site-ul guvernului, stimate domnul. Pa prăgonci cu șeala, nu săriți, așteptați o leacă. Eu nu sară. De unde ați luat 279 de proiecte? Noi și despre care țară vorbiți voi? Dar dumneata nu știi că în Republica Moldova sunt... De unde ați luat voi? Voi ați furat toți banii ăștia și proiectele astea așa și nu au fost buzi la bun sfârșit. Eu am furat. Domnul Nantoi, ai voștri... Domnul Nantoi, da, dumneavoastră, de timp puteți să vă dați la gard, ea nipricium. Ok. Domnul Novac, domnul Nantoi, haideți să respectăm niște reguli. Nu, domnul Novac nu a răspuns. E greu și pentru regii ca să cronometreze. Haideți să răspund. Ca să răspund, fii clar pentru telespectatori. Nu pot să răspund la o întrebare absurdă, că eu nu știu de unde a luat informația de pe site-ul guvernului. 270, de pe site-ul guvernului. Dar guvernul tamam e cel mai sfânt la noi. De unde a luat 279 de proiecte, că oamenii nu au văzut asta. A. Și nici nu este așa ceva. Și nu veniți cu brașoave de astea, povești de astea, cu... De succes și nu știu ce. Nu, asta nu e succes. Domnul, asta domnul Nantoi, asta Republica concrete. Moldova, cădeți pe pământ o leacă, duceți-vă într-un sat, că nu are importanță, duceți într-un sat și să începeți să povestiți de proiecte, de milioane de euro, ca să vă scui pe ochi. E ca așa cum... Nu, asta nu-i răspuns, e clar că domnul Novac a venit nepregătit. Întrebarea mea sună în următor. Dumneavoastră când puneți întrebare, mă puneți minciuni. În modul următor. Cum vor duce moldovenii producție pe piața rusească dacă Ucraina va introduce blocade economică pentru Moldova în urma declarațiilor absolut aberante și inadmisibile a candidatului Igor Dodon? Știți că ambasadorul Ucrainei este rechemat pentru consultări la Kiev și nu va veni până la 13 noiembrie. Vă dați seama ce face domnul Igor Dodon? Cum moldovenii vor duce marfa în Rusia dacă Ucraina va introduce blocade economică pentru Moldova? Vă mulțumim, domnul. Așa, în primul rând, eu sunt ferm convins că statul ucrainean are mult mai mult minte și înțelepciune decât dumneavoastră. Decât așa cu așa propuneri. Lor nici prin cap nu le-au trecut să facă blocadă. Voi visați zi și noapte să facă blocadă. Nu sunteți atent la declarațiile celor eu din foarte atent. Rada Supremă. Așa, Rada Supremă, nici pe un deputat sau doi, că dacă iese la noi un ghimpu și declară o ie dealurile, oricare alt deputat, asta nu înseamnă că el prezintă poziția oficială a statului Republica Moldova. De ce este chemat ambasadorul pentru consultări? Păi asta e o procedură normală, din când în când se mai recheam. Pe a nostru de ce l-a chemat? La Moscova, din alte țări, pe domnul Popov, de ce l-a rechemat din alt stat? Nu. Domnul, Ucraina, ce veți face eu v-am spus. Mărfurile moldovenești aveți dacă Ucraina va închide frontiera? Întrebarea este nu o să închide nimeni frontiera, că voi, mincinoșilor sunteți voi, voi tot timpul când cum sunt alegerile, veniți. Bac să începe război, bac să teroriști, bac să vin nemții, bac să vin rușii, bac nu știu cine mai vin. De fiecare dată manipulați cu asta. Spre regret, de fiecare dată amăjiți și prostiți oamenii ăștia. De fiecare dată. Mai vezi de blat cu spărietorii. Statul ucrainean are logica și capacitate și noi am avut relații bune de prietenie și vecinătate și cu Ucraina și o să avem și cu Rusia. O să le avem. De atât că avem interese comune, avem relații comerciale între noi. Ei ne vând nouă ceva, noi lor și tot așa. Dar politicieni de ăștia neciopliți care visează zi și noapte de a întrerupe relațiile cu Federația Rusă. Noi nu facem ori cu declarații, Ucraina, ori cu România. Noi dorim, Maia Sandu... Păi da, voi doriți ca să le... Maia Sandu dorește să promoveze o politică externă echilibrată, fiind o personalitate puternică, va fi acceptată, va fi acceptată și la Moscova. Întrebarea. E rezidentul departamentului de stat.
pe SRM-ul recunoaște legitimitatea alegerilor în Duma de Stat din 18 septembrie curent, desfășurate pe teritoriul Crimeei. Sau nu? Da sau nu? Domnule Anantoie. Fuge. Haideți să ascultăm. Da sau nu? Nu, aici recunoașteți sau nu recunoașteți? Stați o leacă, dar ce spați așa că... Parcă sunteți un polițian cel ușurat. Eu când am de unde să răspund, eu mă adresez, încep cuvântul, dar dumneavoastră... Da sau nu? Da sau nu? Haideți să ascultăm, domnul Novac. Ca să fie clar... Eu vă asigur că ambasada Ucrainei foarte atent monitorizează ce o spuneți. Ca să fie clar pentru toți. Și repet. Domnul Nantoi, aici un fel de... Of, nici nu știu cum să zic mai diplomatic. Un fel de scarahot. Chestia care tot timpul toarnă o leac de benzină în foc. Și asta au făcut tot timpul și cu Transnistria, și cu Ucraina, și cu România. Stric business-ul, contrabandă. Nu mai stricați un business. Poate vă stricați business-ul, eu nu și business aveți acolo. Eu n-am. Mai departe, noi am fost și suntem pe poziția că în cazul în care, de exemplu, România are o problemă internă, s-o clarifica ei acolo. În cazul în care Ucraina are o problemă internă, credeți-mi, ei niciodată nu o să țină cont de părerile noastre în celălalt capăt a Ucrainei. Și viceversa. Și noi tot așa ar trebui să nu le dăm voie să amestece nasul nimeni aici la noi. Și nici noi să nu ne amestecăm în România, că dacă au careva probleme de teritoriu, pretind mai nu știu ce, Ungaria la România, România la alții și așa mai departe. Că apropo, și România are ceva pretenții către Ucraina teritoriale și Polonia. Noi niciodată nu trebuie să ne implicăm în problemele interne a unui stat. Și punctul. Domnule Nantoie, următoarea întrebare. Da nu, domnul deputat nu a răspuns la întrebarea mea. Dar n-ați răspunde. E atât dacă... dar dumneavoastră cum aveți de gând soluționați problema din Crimea, din Donbass? Ia spuneți. Nu, eu vreau să spun că domnul Igor Dodon promovează o politică antistatală în raport cu Ucraina și Ucraina nu o să ierte acest lucru. Spre regret vor pătimi cetățenii de rând. Dar trebuie să... Dar care e politica antistatală dacă nu-i secret? Cum poate influența domnul Dodon ce-i secret? Recunoaște incorporarea Crimeei în Federația Rusă și eu v-am întrebat. Recunoașteți legitimitatea legilor în Crimeie sau nu? Ambasadorul Statelor Unite, referitor la problema din Crimeie. Vă rog frumos, ce avem noi cu ambasadorul Statelor Unite? Ascultați la problema asta. Dumnealui a spus că de facto... Crimeea este în Rusie. De iure nu este recunoscut. APEC aici știți cum? Da. Voi întreba și eu. Dar așa ați avut în vedere, de fapt, ori de iure? Eu vreau să spun... Următoarea întrebare, vă rog. Eu vreau să spun, stimați telespectatori, că statul ucrainean foarte atent monitorizează comportamentul domnului Igor Dodon. Eu la vreo 4 canale de televiziune din Ucraina am acordat interviu și mâine va fi al 5-lea canal de televiziune. Întrebarea mea este următoarea. Rusia este pe locul 119 conform indicele percepere corupției. Principala problemă a Moldovei este corupția. Noi suntem săraci în urma faptului că guvernarea este coruptă. Unde vrea să ne ducă pe noi domnul Dodon? Acolo unde modeștii colonei au metri cub de dolari la un apartament? Domnule Novac, răspunsul. Da, o să răspund. Din 2009 încoace, domnul Nantoi care rupie cămașa de pe dânsul... Eu nu sunt candidat, domnule Novac. Și când noi când vorbim de sărăcie... Sărăcia, tragem liniuță și mai departe scrie Filat, Nantoi, știți mâncăișii care au fost până acum și promovau. Da, domnul Plăhătniuc, Când vorbim corupție, iarăși și Plăhătniuc și Nantoi, că ați fost pe acolo. Acolo ați fost ședeți și vă curgeau... V-au pregătit prost la Nobel. V-au pregătit prost informații. Sunteți un bursier și dumneavoastră. Apropo, și când nu puteți să dați vina pe tancurile rusești, răspundeți la întrebare. Vă răspund. Întrebarea este următoare. Voi ați fost și sunteți cei care ați adus sărăcia și corupția în acest stat. Voi, de atâta că voi tot așa ieșeți ca în fața la
Păcat, oameni, păcat, față televizor și faceți umnei vid. Păcat că telespectatorii nu pot vedea două mașini care au venit două persoane, mașina mea și mașina domnului. Eu nu sunt invidios. Spuneți-vă tot că am Mercedes GL. Mai departe, domnul voi Doton, sunteți, stați că nu am răspuns. Eu încă n-am răspuns. Păi eu formulez întrebarea, dar voi nu răspundeți. Eu îți vă răspund la întrebare. Voi ați adus corupția, sărăcie. Dar cine? Statule, din 2009 n-a fost... Eu vă răspund. În 2009, dumneavoastră, Hectele, unii, 2009, ați aderat la PDM. Ați aderat. Din 2009 până în prezent, PDM a fost la guvernare. Dar eu ce am cu PDM până în prezent? Poftim? Eu ce am cu PDM? A venit domnul Plăhătnicu. Păi, eu nu pot să formulez întrebări. Asta și este ideea. Haideți să punem întrebări. Mai avem un minut pentru domnul Novac ca să avem posibilitatea să trecem. Eu adus sărășie corupția în țara asta și caută când vieți. Da, formulează dumneavoastră întrebarea. Asta e o afirmație, pur și simplu. Stimați telespectatori, realizarea acestui plan scris de... Nu, domnul Dodon nu l-a scris, el l-a scris. De federalizarea Moldovei. Înseamnă Maidan la Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, care au fost veniturile domnului Dodon împreună cu domnul Plăhătniuc din mafia Cărnii, când domnul Dodon a fost ministrul economiei, iar frații lucra în agenție aceea, nu știu cum, de control fitosanitar sau nu știu cum. Domnule Novac, chiar aș vrea să văd cât. Hai spuneți da, cât. Nu, eu vă întreb, nu ați trebuit să sunteți. Iar așa ați spus o întrebare prostească. Jurnaliștii afirmă că jurnalistica investigativă. Jurnalistica investigativă au demonstrat, că partidul socialiștilor se finanțează prin offshore-uri. Asta jurnaliștii. Cine a demonstrat totuși? Apropo, cei care au scris asta, acum trebuie să răspund în fața justiției. Bine. Justiția moldovenească. Pentru minciuni de este care le... Eu v-am întrebat. Domnul Dodon era ministrul economiei, iar eu ca cetățean plăteam pentru mea. Natalia, de tot timpul ai fost un darmaie de ăsta care ai mâncat spatele oamenilor. Nu mai spune că n-ai muncit niciodată. Când ai muncit, Matale? Ai avut mozole în palmă sau și... Știi, Matale, cum arată sapa, grebla măcar? Dumneata, mozole la cap, n-ai să ai nici... N-am să am mozole la cap, eu gândesc cu capul. Domnule Nantoi, haideți să ascultăm, mai avem 35 Matale, de secunde. Matale, habar n-ai cum se lucrează, tot timpul ieșiți de fiecare dată la alegeri, oazul Nantoi, specialist, iese umnă-i vid la televizor și prostește oamenii cum eu prostită-i din anul... din 98 încoace până în prezent. De fiecare dată. Sunteți, asta se numește și vă să repet. Este un cum e domnul așa și membru echipei. Domnule Nantoi, avem 15 minute. L-am ascultat pe acea 10 minute. Ați fost pistet, ați fost. Ia că numai la noi n-ați ajuns, dar acolo n-ați vă primească nimeni. Și de-atâta vă cunoaște în față. Și e ca, duceți și faceți așa umnui vid și le povestiți despre corupție și sărășie, duceți-vă la vă piață și cumpărați niște patlăjele. Spre deosebire, acolo, să vedeți, eu spățesc. Spre deosebire de domnul Dodon, eu locuiesc la bloc, nu departe de piață. Domnule Nantoi, știu. Timpul pentru cea de-a doua rundă a luat sfârșit. Domnule Nantoi, aveți un minut la dispoziție pentru un mesaj adresat telespectatorilor. Da. Stimați telespectatori, vă rog. Ați văzut reprezentant candidatului Dodon, care fuge de întrebări, care este neobrazat și care, deci, ascunde coruperea candidatului Igor Dodon, care este unealtă docilă a domnului Plăhătniuc. Dacă vreți ca domnul Dodon să fie președinte, atunci să știți că veți muri în sărăcie cu copiii plecați în străinătate. Eu am aderat la echipa doamnei Maia Sandu nu pentru posturi. Eu vreau să trăiesc într-o țară unde tinerii vor munci în țara aceasta, unde bătrânii vor primi pensii, unde se va lupta cu corupția, unde oamenii onești vor ajunge la guvernare, iar dacă ai să deții o funcție și ai să încalți legea, să fii pedepsit conform legii, dar nu conform așa zisei justiției moldovenești, care a devenit o bâtă în mâinile noi știm cui. Stimați cetățeni, eu vă chem să vă treziți. Eu vă chem să înțelegeți că de votul dumneavoastră de 13 noiembrie depinde viitorul acestei țări. Sau punem crucea pe proiectul statalității când tinerii vor pleca, sau vom trăi cu demnitate în această țară. Maia Sandu, candidatul nostru. Ăsta a fost mesajul dumneavoastră de final. Domnule Novac, aveți un minut la dispoziție pentru un mesaj. Stimați respectatori, niciodată să nu credeți astfel de indivizi și prostituate politice, dacă doriți, scuzată să-mi fie expresia, însă așa și este. V-am spus prin unii nu a fost el și cu cine nu a fost. La scrutinul de acum, candidatul Maia Sandu a câștigat detașat în toate primăriile conduse de Partidul Democrat, în mare majoritate. A fost susținută deschis de către Plăhătniuc și Marian Lupu. Nu a semnat acordul anti-Plăhătniuc și acum ei, care din
2009 până în prezent au fost la guvernare și au adus această țară la sapa de lemn. Probabil discursul meu este emotiv, însă este sincer și din suflet, deoarece aberațiile și prostiile pe care le vorbesc ei vor să vă mai prostească încă o dată. Asta este scopul lor, manipularea, prostie și sărăcie. Și să nu caute ei cine au sărăcit acest stat și cine a adus corupția. Ei au fost cei care au fost la guvernare și când domnul Nantoi stă în tufar și în buruieni și vă spune că nu e așa... Da. Noi vă mulțumim, domnule Novac, vă mulțumim pentru mesaj. Domnule Nantoi, domnule Novac, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mi-aș fi dorit să avem o discuție mult mai pașnică, dar astea au fost, de dar fapt, mesajele pe care le-am transmis. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună! Seară frumoasă!